Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru luni. Spuneam că ziua de luni este un moment cu o încărcătură energetică extraordinar de mare. Este o zi în care, cu adevărat, să știți că ne putem elibera din acele situații mai puțin plăcute. Este o zi în care comunicarea ne ajută mult, o zi în care ni se cere să discutăm foarte clar, în primul rând cu noi și apoi cu ceilalți, cu universul, în legătură cu plăcerile noastre, în legătură cu starea noastră de bine. Chiar cei care doriți să faceți niște schimbări în viața voastră, ziua de 22 este absolut fantastică, însă vă spun clar că aceste schimbări vor avea un impact puternic asupra voastră, nu neapărat începând cu ziua de luni, deși fiind sub energia nebunului și a turnului, posibil ca lucrurile să se simtă de luni. Sunt eliberări, să spun așa, pe un termen foarte lung, foarte, foarte lung. Chiar luna mai, să știți că e menită să ne ajute să vedem viața, iubirea, familia, casa, banii, cariera, tot, spiritualitatea, dintr-o altă perspectivă. Pentru ca din luna iunie să începem transformările cu adevărat. Da? E o zi în care pot apărea tot felul de surprize, plăcute sau nu, depinde de fiecare. E o zi ciudată pentru că este în primul rând o zi cu foarte mari emoții pentru fiecare dintre noi. De dimineață începem să vedem așa lucrurile puțin mai practic, dar chiar de dimineață ne trezim cu toții cu un chef nebun să discutăm, să ne simțim bine, ne trezim cu un chef nebun de a acționa, știu eu, într-un anumit mod. Drumurile sunt favorabile ziua de luni, să știți, și chiar pot avea o încărcătură emoțională fantastică. Chiar dacă mergi până la magazin, chiar dacă te duci la cumpărături, chiar dacă ai un drum important, pot fi tot felul de experiențe eliberatoare. Că sunt conștientizări, că sunt întâlniri neașteptate. Da? E o zi cu surprize, în general vorbind, și este o zi în care e nevoie să ne dăm seama cam ce anume ar trebui să sacrificăm. Pentru că despre asta e vorba. Da. Bun, și acestea fiind spuse, mai am o informație și anume este o zi în care atât noi cât și ceilalți ne vom dori foarte multă libertate, liniște, pace. E o zi cu o nebunie totală. Da? Oricum săptămâna asta e cum e, am vorbit deja în previziunile pentru această săptămână. Dacă nu le-ai văzut, te invit cu drag să o faci. Că avem evenimente importante, se întâmplă lucruri și plăcute și mai puțin plăcute. Dar eu chiar cred că sunt menite să ne elibereze din niște atașamente posesive, din niște obiceiuri poate aparent banale, obiceiuri zilnice care ne fac rău. Poate de anumite persoane, de ce nu, însă sunt lucruri care să știți că pot porni în principal și de la noi. Da. Hai să vedem, să vedem despre ce este vorba pentru fiecare zodie în parte. Vreau să încep direct cu berbecul, dar vreau să vă reamintesc să ascultați și de la zodie și de la ascendent. Vedeți și ce fac persoanele cele mai dragi vouă, că e important și acest aspect, și începem cu zodia berbec. Dragi berbeci, pentru voi este o zi în care casa și familia sunt importante, chiar de dimineață se întâmplă lucruri frumoase, primiți niște vești bune sau aveți niște discuții în casă, niște discuții cu niște persoane pe care poate nu le-ați mai văzut de mult timp, iar undeva spre seară vă crește foarte mult intuiția și vom vedea berbeci care undeva spre seară vor aduce trecutul, da, în prezent, adică veți discuta anumite lucruri. Veți relua anumite discuții care vă vor ajuta să vă eliberați. E foarte importantă pentru tine astăzi comunicarea și e foarte important să faci ceea ce simți și să-ți alegi puțin chiar și plăcerea ta personală. E foarte important acest aspect. Da? Ușor, ușor se simt, da, nodurile că își schimbă semnele, chiar dacă e în iulie, chestia asta se simte. Și uite, pentru tine chiar e un prim pas în care poți să alegi bucuria ta, poți să alegi plăcerea ta. Chiar un moment bun, aș putea să spun, niște drumuri interesante sau niște discuții care apar, ori cu un bărbat, ori sunt chestiuni practice pe care
E nevoie să le faci, dar sunt lucruri extrem de pozitive pentru tine. Nu este o zi neapărat negativă, cu toate că e acea cruce fixă pe cer în continuare, dar uite că pentru tine există salvarea, și anume prin comunicare. Este o zi bună în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, chiar o zi bună pe afaceri, pe negocieri, pe a te simți bine. Hai să vedem și tarotul ce transmite, ce trebuie tu să știi. Să vedem, dragi berbeci. Prima carte, Spânzuratul, este energia lunii mai și doi de bâte, o legătură cu zodia Pești pentru unii dintre voi. Este un moment în care tu vei vedea altfel viitorul unei situații, viitorul unei relații. Totuși, aceste energii împreună vorbesc despre un blocaj pe care îl simți. Chiar dacă simți un blocaj dintr-un anumit punct de vedere, să știi că el este cu un rost, și anume că poate e nevoie să te oprești pentru că nu mergeai în direcția potrivită. Da? Apoi, avem puterea, o legătură cu zodia Leu pentru unii dintre voi. Este o zi în care vă veți afirma, o zi în care tu vei da dovadă de răbdare, de iubire, însă acolo unde sunt blocaje se pot relua anumite discuții și bineînțeles că pot fi tot felul de situații ciudate. Ultima carte, Asul de Cupe, o veste bună pe care o primești în această zi de luni. Văd liniște, pace pentru tine, iar Asul de Cupe aici, să știi că vine cu un fel de soluție. Da, de soluție. Niște noutăți plăcute pe care le afli undeva la un drum lung sau niște vești bune care apar prin intermediul internetului. Zodia Taur. Dragi Tauri, e o zi foarte bună pentru voi, pe drumuri, pe comunicare. În primul rând, este o zi în care ți-aș recomanda să vorbești foarte mult tu cu tine. Și uite că e un moment în care îți vei conștientiza adevărata valoare printr-o situație petrecută în planul personal. Chiar unii tauri o să vă concentrați mai mult pe viața voastră privată în această săptămână și în general în ziua de luni. Undeva spre seară pot fi niște discuții cu un prieten sau cu partenerul de viață. Pot fi acolo niște lucruri extrem de plăcute și uite că poți să clarifici o poveste. E un moment în care cu adevărat, da, mai ies anumite secrete la suprafață sau avem noi anumite conștientizări că vedeam o situație roz și acum vedem că nu e chiar atât de roz, sau vedeam o situație negativă și acum vedem și partea bună a lucrurilor. Este cu adevărat o perioadă tensionată pentru tine, însă în ziua de luni comunicarea te ajută foarte mult și chiar te ajută foarte mult un prieten undeva spre seară sau o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Hai să vedem, dragi tauri, ce faceți voi. Poți să primești niște bani sau poți să te simți apreciat în casă, în familie, poți să rezolvi diferite lucruri. Însă vom vedea și tauri care vor avea niște conștientizări extrem de profunde în ziua de luni, care, da, vă vor ajuta să mergeți și voi pe drumul vostru. Că e un moment ciudat. Regele de Bâte și doi de Bâte. Regele de Bâte vorbește despre o legătură cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător. Eu simt aici că ești într-o așteptare de mult timp și că cineva tot încearcă să te convingă de un anumit lucru. Cineva tot îți spune, hai să mai așteptăm, hai să mai stăm, hai să vedem cum stau lucrurile. Unii tauri chiar o să alegeți distracția și plăcerea în ziua de luni și asta e foarte interesant. Însă mai am un mesaj, dragi tauri, vedeți că fix așa cum începe săptămâna, cam așa o să fie. Știu că de regulă așa este, dar săptămâna asta chiar e diferită. Începe sub energia turnului, se termină sub energia nebunului, iar, așa cum am spus, aceste energii sunt și în ziua de luni. Apoi, avem nouă de Bâte. Văd puțină teamă, oboseală, unii tauri chiar vă simțiți obosiți, poate ați petrecut un weekend, alții pur și simplu aveți o zi de luni în care vă este teamă de ceva anume, de o călătorie îndepărtată, de o așteptare, de o alegere. Apoi, ultima carte, 4 de monede. Se pare că energia aceasta posesivă nu vă lasă în pace, dragi tauri, nu ne lasă în pace, că și eu sunt taur. 4 asta de monede poate să vină la pachet în acest context și cu faptul că tu îți vei menține acele idei, îți vei menține acea poziție în care te afli. Și totuși văd aici că cineva parcă nu vrea să renunțe, cineva nu vrea să pună pauză, cineva nu vrea să pună stop.
Dragi tauri, fără atașamente posesive, serios vorbesc, că nu-i ok. Poate vă simțiți unii tauri nesiguri dintr-un anumit punct de vedere și astăzi, da, ați putea să clarificați treburile. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, pentru voi e o zi bună pe bani. Da, pe bani, vă simțiți apreciați, vă simțiți bine, mai primiți o reducere, mai primiți ceva, o cafea gratis, primiți niște vorbe frumoase. La mulți ani, dacă e ziua voastră, o să fie o zi pe care nu o să o uitați ușor, să știți. Pentru tine, uite, prima parte a zilei vine fie cu o cheltuială, fie vine cu o conștientizare privind valoarea ta personală, privind cât valorezi tu, cam cine ești tu prin societate. De asemenea, dragii mei gemeni, undeva spre seară văd niște vești foarte bune care apar, fie din zona carierei, fie din zona persoanelor foarte importante din viața voastră, cum ar fi persoane cu autoritate, adică părinți, partenerul de viață, șeful. Este și un moment în care vei avea o foarte mare încredere în tine și vei conștientiza foarte multe lucruri și interesant este că pentru tine e o zi în care vei avea curajul să spui anumite lucruri, e o zi în care vei avea curajul să te rupi dintr-o situație și chiar este o zi foarte, foarte bună pentru tine pe comunicare. Chiar dacă apar tensiuni, poate e momentul să spui cu adevărat ce te deranjează. Soarele acolo fiind în zodia ta deja, îți mai crește energia, Mercur tot în taur, tot cu oboseala e, dar măcar începi ușor, ușor să-ți mai clarifici treburile. E o zi bună, așa cum am spus, pe negocieri, pe drumuri, pentru tine, pe discuții. Magicianul și 5 de cupe. Cineva aici se simte înșelat, mințit, trădat, cineva amână o situație. Îndrăgostiții, poate e ceva legat de o poveste de iubire. Alți gemeni simt aici că ați obosit să faceți un anumit lucru. Ați obosit să mergeți pe o anumită direcție. Poate ceva nu funcționează. Pentru că simt aici o energie de joacă, o energie imatură pentru unii dintre voi. Împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Uite, este o zi în care planul material, planul fizic este foarte important pentru tine. Te vei aranja dacă vei fi, dacă ești femeie, vei investi foarte mult în tine și vezi că poate și o altă femeie te-ar putea ajuta printr-un sfat, printr-o ghidare. Dar simte aici că este un moment în care e bine să te concentrezi pe partea practică a lucrurilor. 3 de cupe. Bucurie mică pe care o ai, o întâlnire drăguță cu un prieten, cu cineva anume, o conversație plăcută. 3 de cupe poate să însemne și un moment în care e ca și cum spui, gata, m-am săturat să stau în povestea asta sau m-am săturat să stau în situația asta, hai să mă aranjez să ies cu o prietenă undeva sau hai să mă aranjez să ies la o plimbare, să fac ceva special pentru mine. Și asta e super, super ok, dragi gemeni. Zodia Rac. Dragi raci, pentru voi este o zi în care sunteți în centrul atenției, străluciți de-a dreptul, aveți foarte multă intuiție. În prima parte a zilei puteți avea niște discuții interesante cu un prieten sau puteți să primiți niște vești bune privind un grup de oameni din care faceți parte, poate chiar colegi de la muncă, poate o activitate de grup. De asemenea, pentru alți raci, prima parte a zilei vine fie cu niște cheltuieli, fie vine cu niște schimbări care apar din punct de vedere financiar. Unii raci posibil să primiți bani, să aveți niște discuții privind o avansare, privind un loc de muncă. Alții pur și simplu investiți puțin în plăcerea voastră, în ceea ce vă face fericiți. Dar este un moment foarte bun pentru voi să conștientizați diferite lucruri. E ca și cum cineva vă împrumută niște bani sau primiți niște bani de așa pe deascuns. Pe de altă parte, în a doua parte a zilei văd foarte multă intuiție pentru tine și uite, a doua parte a zilei este foarte bună pentru meditație, pentru studiu, pentru legătura cu persoanele din alte țări, din alte culturi, dar este și un moment în care uite că poți să analizezi foarte serios viitorul unei relații sau poți să analizezi foarte serios o afacere sau ceva ce vrei tu să faci. Hai să vedem, dragi orași, ce faceți voi. Ce vă spune și tarotul?
Oricum veți ieși bine din situația asta din punct de vedere financiar sau veți ieși bine atunci când vine vorba de plăcerile voastre, când vine vorba de tabieturile voastre. Da. Au ieșit deja cărțile și avem regina de cupe și 3 de spade și cu regele de spade. Păi, dragi raci, aici e o persoană așa mai fără sentimente. Este o zi în care sunteți foarte sensibili și, de asemenea, pentru unii văd aici o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Ceva nu-ți place privind un plan, privind o situație, dar, repet, văd o persoană dură, o persoană care spune lucrurilor pe nume. Da? 10 de spade. Ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. E ceva legat de o instituție, de o persoană cu uniformă. Apoi avem 10 de bâte. Vezi că este o zi și aglomerată pentru tine. Nu ai încă energia necesară. Este o perioadă bună pentru tine pe intuiție, pe studiu, pe analiză. Deci nu e neapărat o zi bună pe partea practică a lucrurilor. Încearcă să nu te supra-soliciți astăzi și poți să ai tot felul de activități care țin de muncă. Fie este o zi în care o situație legată de acte poate să funcționeze mai greu. O persoană importantă din viața ta poate trece prin niște momente mai puțin plăcute, în mod special un bărbat. Zodia Leu. Dragi lei, hai că aveți așa mai multă energie oarecum. Pentru tine este o zi bună de odihnă. Da? Știu că Marte a intrat în zodia ta, dar doar că e așa un moment în care ai mai multă intuiție. Prima parte a zilei este foarte bună pe niște vești pe care le poți primi legate de muncă, legate de cariera ta. Și uite că tot prima parte a zilei este foarte bună pentru tine pe comunicarea cu un grup de oameni. Este foarte bună pentru tine să-ți planifici ceva legat de o călătorie îndepărtată. Este foarte bună ziua de luni pe comunicare online pentru tine. Și este o zi în care, dacă ai de gând să te întâlnești cu un grup de oameni, să iei cuvântul într-o ședință, într-o adunare, uite că ești foarte bine susținut pe așa ceva. Undeva spre seară vezi că se aglomerează programul și pentru alți lei este un moment în care aveți niște discuții extraordinar de profunde, de intense, privind munca, privind rutina voastră zilnică. Poate sunteți prinși pe așa ceva, aveți tot felul de activități de făcut. Ascultă-ți foarte mult intuiția undeva spre seară, pentru că ți se cere să renunți la un anumit lucru sau ți se cere să faci anumite schimbări. Și asta e ok. Hai să vedem, dragii lei, ce faceți voi. Avem Arcana Majoră, Diavolul, prima carte, și Eremitul. O legătură cu Zodia Fecioară sau Zodia Capricorn. Este o zi în care te simți așa blocat dintr-un anumit punct de vedere. Vezi să nu te pierzi în detalii și atenționare. Unii lei chiar vreți să stați puțin singur sau e ca și cum spuneți, dacă nu mergi cu mine pe drumul respectiv, merg singur. Atenție astăzi pe excese legate de muncă, atenție să nu vă pierdeți în detalii și poate e o zi în care vi se arată că multe blocaje sunt doar în mintea voastră. E modul în care voi vedeți situația, nu e situația în sine. Puteți să primiți niște vești interesante legate de o persoană mai în vârstă sau o persoană retrasă, o persoană mai spirituală, cineva care dorește liniște, deci puteți să primiți astfel de vești. Apoi avem Puterea, cartea ta. Dragi lei, vedeți că este o zi în care vi se arată unde e problema și aveți și soluții ca să le rezolvați cu toate tensiunile care sunt pe cer. E o zi cu eliberări. Ți se cere răbdare, ți se cere iubire astăzi, dar poate să fie și o zi cu multă pasiune pentru alți lei. Undeva într-un spațiu restrâns, doar voi cu partenerul sau puteți să cunoașteți pe cineva într-o zonă așa mai ascunsă. Ultima carte, Regele de Cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Atenție puțin și pe sănătate astăzi, dragi iubii lei, mai ales spre seară. Unii văd aici că veți avea o confruntare cu o persoană care e mai sensibilă din fire sau poate să fie o rudă pentru unii lei. Vi se cere să renunțați, să acceptați o schimbare, să acceptați o închidere.
Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, pentru voi este o zi în care socializați mult, intrați în contact cu tot felul de persoane. Prima parte a zilei este foarte bună pe relația cu străinătatea, e foarte bună să rezolvați o problemă legată de acte, niște discuții importante pe care le puteți avea în casă, în familie. Și de asemenea, tot prima parte a zilei de luni vă găsește cu niște rezolvări. Doar că e o zi în care aveți foarte multe lucruri de făcut, cu siguranță aveți tot felul de chestiuni de rezolvat privind o instituție publică, privind partea birocratică a lucrurilor sau chiar ceva legat de un șef sau de partenerul vostru de viață. Aveți pe acolo niște schimbări de făcut, aflați niște lucruri, se întâmplă tot felul de chestii care mai de care mai ciudate. Unii puteți să vedeți o altă față a unei persoane importante din viața voastră și asta poate să fie destul de interesant. Ciudat este că e un moment pentru tine de eliberare și asta îmi place foarte mult. E o eliberare așa pe care nu o vei uita ușor. Vezi că bărbații te pot ajuta foarte mult astăzi sau poți să rezolvi chestiuni legate de instituții cu nume masculin pentru alții dintre voi. Iar undeva spre seară poți să ai o discuție foarte interesantă cu un copil, cu persoana iubită, cu un prieten privind o afacere, poți să ieși undeva, poți să te simți bine și uite că tot seara zi de luni te găsește într-un moment foarte bun în care poți să ai o discuție foarte clarificatoare cu cineva din jurul tău. Ai o intuiție bună luni seara, ești foarte bine susținut pe a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Unii puteți să aveți parte de tot felul de schimbări majore din punct de vedere profesional în ziua de luni. Nu sunt negative, ele sunt eliberatoare. Da? Și atenție puțin pe sănătate. Să vedem ce spune și tarotul. Faietonul, prima carte, 5 de cupe, magicianul. Dragi fecioare, faietonul vorbește despre o legătură cu zodia rac, dar și despre o zi în care drumurile sunt importante. Îți vine cineva în vizită, cineva pleacă, este o zi cu multă mișcare, dar este și un moment în care simți aici că vrei să lași în spate o poveste ciudată. Faietonul vorbește despre triumf, despre atitudine. Poate, uite, în sfârșit se clarifică o poveste în care ești, dar vezi că e ceva important pentru tine în acest an 2023. Patru de spade este un moment de pauză pe care ți-l dorești, un moment de odihnă, vrei să mergi undeva să te relaxezi, undeva la prânz, să spun așa, te poate apuca dorul de trecut. Patru de spade poate să vorbească aici și despre un concediu pe care cineva și-l ia sau despre o pauză cu adevărat în relație. Apoi avem împărăteasa, o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Împărăteasa îmi spune mie, mai ales în acest context, că e nevoie să lași puțin emoțiile în spate și să te concentrezi pe partea practică a lucrurilor, pe tot ceea ce este frumos în viața ta, pe plăcerea ta, pe dorința ta de a te simți bine. Ești pus pe gânduri în legătură cu un drum, cu o călătorie, cu o vacanță. Nu spun acum că pleci luni în vacanță, poate, știu eu. Da, e ceva legat de o pauză, e ceva legat de o decizie pe care o ai de luat. Da. Ți se arată niște lucruri. Da. Zodia Balanță. Dragi Balanțe, pentru voi este o zi în care sunteți în centrul atenției, străluciți de-a dreptul, doar că, vedeți voi, pot apărea și conflicte în relația cu partenerul, în relația cu un șef, în relația cu o persoană cu autoritate asupra voastră, deci fiți puțin atenți. Acum, partea bună a lucrurilor este că e o zi foarte bună pentru tine să fie să faci un drum important pentru sufletul tău, fie să ai niște discuții clarificatoare. Sunt discuții clarificatoare legate de acte, legate de o relație din viața ta sau poți să iei tu decizii. Sunt chestiuni legate și de bani pentru alții. E un moment în care, uite, poți să primești și un ajutor foarte benefic printr-un sfat. Din partea unui prieten, din partea unei persoane dragi ție, se întâmplă acolo o chestie. Undeva seara ești foarte prins pe muncă, fie ai de făcut niște activități în casă,
Fie pentru unii reluați niște discuții privind casa, privind niște schimbări pe acolo, poate chiar privind munca pentru alții dintre voi, dar fiind seara, aspectele, na, mai degrabă cred că e vorba de viața privată. Spuneam, tensiunile pentru tine în perioada asta chiar se pot rezolva fie prin zona birocratică, deci prin acte, fie printr-un specialist, printr-o abordare înaltă a unei situații, ceva de genul acesta. E o zi bună pentru tine în mare parte, în care uite că poți să rezolvi tot felul de chestiuni. Chiar poți să rezolvi niște lucruri interesante, poți să afli secrete, se pot clarifica multe situații pentru sufletul tău și asta e ok. 5 de bâte și 6 de cupe. Agitație, dragi balanțe, cu un copil, cu persoana iubită. Cineva aici nu poate să lase trecutul în urmă, cineva e agățat neapărat de o poveste. Marele preot, o legătură cu un taur. E o situație care se mișcă foarte greu sau este un moment în care ceva te apasă privind o relație de prietenie, privind o relație de iubire, o relație de la muncă. E o situație veche acolo care uite că se reactivează. Asul de bâte, o bucurie pentru tine, o activitate nouă, un nou început, un nou mod de a acționa. Asul de bâte vine și cu o activitate nouă, cu pasiune, cu iubire. Ultima carte, 4 de monede. Cineva aici nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Poate, uite, să fie o zi în care, printr-o activitate nouă, printr-un nou mod de a acționa, prin mișcare, prin fapte în mod special, uite, îți poți uni mai mult o poveste. Fie relația cu un copil, relația cu un prieten, ceva de genul acesta. E vorba de dragoste, să știți. Poate să fie ceva legat de un drum sau ceva legat de o schimbare, de o mutare. Poate rezolvi ceva legat de o mașină pentru alții dintre voi sau ceva legat de un drum. Zodia Scorpion. Dragi Scorpioni, o zi cu multă intuiție pentru voi. Sunteți dornici să experimentați tot felul de lucruri, să explorați. Prima parte a zilei este foarte bună, să aveți niște discuții privind o sumă de bani, privind o relație. E o zi bună în care puteți să primiți un sfat de la o persoană specialistă pe un anumit domeniu. Și tot ziua de luni este foarte bună pentru tine să-ți clarifici o problemă în legătură cu șeful tău, în legătură cu un bărbat de la muncă, în legătură cu o moștenire, cu o împărțire de bunuri. Acolo ceva trebuie închis și uite că astăzi poți să ai niște discuții sau se pot rezolva niște situații. E indicat, așa cum ți-am spus și în filmările pentru această săptămână, să acționezi, pentru că e ceva din care tu vei ieși bine din punct de vedere socioprofesional. Undeva spre seară poți să ai o discuție foarte interesantă cu un copil sau cu persoana iubită, poți să faci diferite chestiuni. Și e interesant că mulți scorpioni veți reuși să ieșiți din niște povești toxice. Și v-am spus eu că toată situația vine cu un sacrificiu. Acum, dacă ești bărbat, fie tu renunți la ceva, fie este vorba despre un bărbat din viața ta care renunță la un anumit lucru sau care trece printr-o perioadă ciudată, care are probleme, deci chestiuni de genul acesta. Acum, da, dragi scorpioni, v-am mai spus eu cu eliberările, luați și voi eliberați că luna iunie e despre voi, e sub semnul arcanei majore moartea, deci cartea voastră din tarot. Luna iunie e despre voi și e păcat să nu vă eliberați acum. Pajul de monede pentru tine și cavalerul de spade. O ceartă cu un student, bine să spun, o ceartă cu o persoană care studiază. Este o discuție ciudată aici privind o poveste pe care o analizezi. Poate analizezi niște acte, studiezi o anumită situație, dar este și o zi în care pot apărea cheltuieli neprevăzute sau o zi în care apar discuții neprevăzute privind un nou proiect sau privind partea financiară. 10 de bâte. E un moment aglomerat pentru tine. 10 de bâte îmi spune despre activități care apar și pe care poate nu le-ai prevăzut. E un moment intens, profund pentru tine. Poate ar fi bine să te și odihnești. Ultima carte, împăratul, niște decizii importante care se iau astăzi. Împăratul vine cu reguli, vine cu autoritate. Poți să ai o legătură cu un berbec. Poate este energia ta
Dar pentru alții, să știți că este vorba despre o persoană, da? Fie șeful, partenerul, cineva anume care, spuneam eu, care are niște probleme sau care trece printr-o perioadă ciudată. Da, pentru unii scorpioni poate să fie un moment în care voi spuneți, gata, am renunțat, am închis. Zodia săgetător. Dragi săgetători, o zi aglomerată, o zi intensă pentru alții dintre voi. Chiar prima parte a zilei este foarte bună în relația cu partenerul, în relația cu un copil. Uitați că puteți să aveți niște discuții frumoase, intense, puteți să trăiți momente de neuitat alături de parteneri, cei care aveți, dar bineînțeles că este și o zi în care aveți foarte mult de lucru, aveți foarte multe chestiuni de făcut. Discutăm despre o zi în care aveți de rezolvat acolo niște chestiuni birocratice și veți reuși cu siguranță să le rezolvați, să le faceți să funcționeze. Este un moment așa pentru tine în care Universul, Divinitatea îți spune să studiezi ceea ce îți place, să călătorești acolo unde îți place, să faci ceea ce tu simți. E foarte important acest aspect. Undeva spre seară vei fi foarte prins cu niște activități pentru casă sau cu niște cheltuieli care apar, cu niște discuții acolo, lucruri din trecut care revin, discuții care se reiau. Îți poate veni cineva în vizită undeva luni seara sau poți să ai o discuție privind o viitoare vizită pe care o primești sau poți să ieși undeva cu o persoană dragă ție. Unii, vedeți că luni seara puteți să găsiți o soluție foarte interesantă privind o problemă birocratică de la muncă. Sau alții dintre voi puteți să vă organizați mai bine. Aveți o discuție acolo intensă, profundă, ciudată. Împărăteasă. Șapte de bâte și era și cinci de cupe. E o luptă aici, dragi săgetători. Fie te lupți pentru ceva anume, fie este un moment în care simți că ești tu împotriva lumii și n-ai ajutor de pe nicăieri, dar împărăteasa totuși vorbește despre abundență și vorbește despre faptul că tu te vei lupta în ziua de luni pentru plăcerea ta, pentru abundența ta, pentru starea ta de bine. O confruntare cu o femeie pentru unii săgetători, nu e valabil pentru toți. Unii pur și simplu aveți mai mare încredere în voi în această perioadă. Puteți să aveți o legătură cu zodia Taur sau zodia Balanță. Următoarea carte, Justiția, din nou zodia Balanță, pentru unii nu e valabil pentru toți treaba cu zodiile. Reușiți să rezolvați niște probleme foarte importante privind niște acte sau se clarifică o situație în mintea ta sau chiar fizic printr-o discuție, așa cum spuneam. Semnezi un contract, încep ceva nou. Da, uite, este o zi bună pentru tine să începi ceva nou și să te eliberezi din niște situații ciudate. Ultima carte, 3 de monede, o întâlnire cu niște prieteni sau este o zi în care pot apărea și confruntări la muncă. Unii puteți avea niște discuții ciudate legate de gelozie sau legate de un triunghi amoros. Pentru unii, nu e valabil pentru toți, cei care vă știți în astfel de situații. Apoi, e o zi foarte bună pe studiu pentru tine sau pe a lucra la ceva într-o echipă mai mică. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, o zi în care relațiile sunt importante, intrați în contact cu tot felul de oameni, dar este o zi și tensionată pentru voi. La un moment dat, clar, vor apărea și tensiuni în relația cu ceilalți. Și prima parte a zilei este foarte bună în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, e o zi foarte bună pe afaceri, aveți niște discuții acolo, se întâmplă niște lucruri extrem de interesante și de asemenea, tot prima parte a zilei te găsești foarte preocupat de sănătate. Și acum, fie o persoană masculină din viața ta are niște probleme de sănătate și e nevoie să ajuți omul ăla, fie pentru unii este vorba despre niște probleme vechi care acum se reactivează și care trebuie rezolvate. Pot avea legătură cu munca, pot avea legătură cu închiderea unei karme, da? Închidere karmică, o karmă de familie. Pentru alții este o zi în care apar tot felul de activități de făcut, nu neapărat negative, dar sunteți foarte mult prinși pe așa ceva. Undeva spre seară, o discuție cu o rudă sau cu o persoană dragăție te-ar putea ajuta foarte mult, dar chiar și atitudinea ta de a da dovadă de înțelepciune, de răbdare,
de a încerca să vezi lucrurile dintr-o altă perspectivă, chiar te-ar putea ajuta foarte, foarte mult. Și din nou, luni seara e un moment bun să ai o discuție cu un copil, cu persoana iubită, să faci niște activități împreună cu o persoană dragă ție. Ai niște discuții care îți plac, sau faci tu niște activități acolo care te fac să te simți bine, să te relaxezi. Hai să vedem, dragi Capricorn, ce faceți voi. Nouă de cupe, prima carte, împăratul, o legătură cu zodia berbec pentru unii dintre voi. E clar aici o bucurie, o bucurie foarte mare pentru tine privind o avansare, este o zi în care reușești să te organizezi foarte bine, să știi, și chiar vei reuși să-i conduci pe ceilalți, vei reuși să-i ghidezi, să-i orientezi. Apoi avem aici patru de spade. Unii e ca și cum vă luați vacanță, unii capricorni, sau e o zi în care vă bucurați mai mult de timpul petrecut împreună cu niște persoane dragi vouă, dar ți-aș recomanda și mai multă atenție puțin pe zona sănătății astăzi, să nu pui la suflet toate luptele din jurul tău, toate energiile alea, mai vezi puțin de plăcerile tale. Astfel de bute care vine cu o activitate nouă pentru tine, o bucurie, noi persoane pe care le poți cunoaște, dar parcă e o zi așa în care unii capricorni vă stabiliți o zi liberă sau o vacanță sau vă simțiți bine. Sunt niște probleme aici, așa cum spuneam, legate de un șef, legate de o persoană importantă din viața voastră. Vedeți că sunt niște reguli care trebuie puțin schimbate. Fie că discutăm despre rutina zilnică, fie că discutăm despre ceva mai mare de atât. Zodia Vărsător. Dragii mei vărsători, prima parte a zilei vă găsește foarte prinși pe niște activități legate de familie, legate de casă, niște vești bune care apar acolo, și ziua de luni este foarte bună pentru tine în relația cu persoana iubită, în relația cu un copil. Este o zi foarte bună pe afaceri, ai multă creativitate, te simți bine. E un moment aici foarte plăcut pentru tine în care, uite, poți să afli un adevăr sau poți să-ți clarifici o situație și asta e absolut fantastic. Bărbații te pot ajuta foarte mult. Apoi, în a doua parte a zilei, undeva spre seară, poți să primești tot felul de cuvinte frumoase pentru niște activități pe care le aveai de făcut, începi să te simți mai bine. Unii, dacă vreți să gătiți luni seara, vă iese mâncarea bună, vă garantez eu. Nu știu niciun vărsător pe aici prin zonă, că l-aș contacta să mă duc în vizită. În general, nu știu, să spun că aveți de făcut cumpărături pentru casă sau vreți să faceți ceva în casă, că faceți curățenie, că vreți să stabiliți niște obiective, rezolvați cu siguranță lucrurile. Și tot spre seară vă vin niște musafiri în casă, da? Unii poate vă pregătiți sau mergeți voi undeva în vizită. Niște discuții interesante pe care le poți avea cu un coleg de la muncă sau cu o persoană din jurul tău. Alții vărsători, poate aveți niște activități programate cu persoana iubită și pe acolo primiți niște vești bune sau găsiți voi o soluție. Hai să vedem ce faceți voi. Sunteți foarte norocoși astăzi atunci când vine vorba de ceilalți. Deci sunteți foarte bine susținuți pe așa ceva. Foarte, foarte bine susținuți. Și avem șapte de spade, judecata. O decizie importantă privind o dezamăgire. Iese un secret la suprafață. Cineva nu mai poate în povestea asta. Fie tu, fie o persoană foarte dragă inimii tale. Și atunci normal că energiile apar și în citirea ta. Regina de spade vine cu o decizie și vezi că e energia ta. Deci unii vărsători veți lua niște decizii foarte importante privind viața voastră. Ceva nu mai poate funcționa așa. Luna în minciună, în ascuns, în trădări. Luna vorbește și despre multă intuiție, e adevărat, dar în acest context eu nu văd ca cineva să aibă o imagine clară asupra unei situații. Niște lucruri ciudate care se petrec la o vreme de seară sau chiar o veste ciudată legată de o femeie. 10 de bâte. Este o zi și aglomerată pentru tine, ar fi bine să nu exagerezi cu munca. 10 de bâte îmi spune că e un moment în care e bine să te organizezi ceva mai bine, să-ți pui lucrurile la punct. Poți să afli niște secrete, poate să fie un moment în care spui, păi nu mai pot în situația asta, ceva trebuie făcut,
va trebui decis. Pentru unii puteți să fiți surprinși de niște decizii care se iau, dar văd aici că mulți vărsători, așa cum am spus, vreți să vă eliberați din niște situații toxice. Fie că este o relație, fie că este un stil de viață care nu e chiar atât de bun pentru voi, nu aveți o rutină zilnică bună și pe aici se pot rezolva lucrurile. Sau sunt chestiuni legate de muncă. Zodia Pești. Dragi pești, ce faceți voi? Că e o zi bună de distracții pentru voi, de relaxare, să stați cu copilul, cu partenerul, să găsiți pe cineva, să vă simțiți bine. Prima parte a zilei vine la pachet cu niște discuții foarte interesante privind o afacere, privind munca, privind șeful, sau este o zi în care poți să decizi niște lucruri foarte importante privind plăcerea ta, privind viața ta privată. Prima parte a zilei vine cu niște responsabilități legate de casă și de familie. Vine cu niște situații ciudate privind banii tăi. Pentru unii e posibil să aveți la muncă sau în casă la anumite conflicte în care să nu fiți voi implicați în mod direct, dar vi se cere să acționați puțin matur. Pot fi tot felul de activități pe care le aveți de făcut pentru viața privată. Pentru alți pești este o zi în care pot apărea tot felul de schimbări la muncă, pe sănătate, în rutina voastră zilnică. Sunt niște persoane acolo care vă cam solicită în această zi. Atenție pe sănătate, perioada asta. Da? Voi sau o persoană foarte apropiată vouă, din casă și din familie. Undeva spre seară, vezi că dai dovadă de foarte multă maturitate și chiar posibil să porți o discuție foarte interesantă cu un prieten sau cu o persoană dragă ție, să ai acolo niște discuții clarificatoare. Iar dacă ești singur sau singură, uite, îți poți programa o ieșire sau poți să ieși undeva, că nu se știe, poate cineva ți atrage atenția. Eu nu spun acum că și rămâi împreună, dar îți mai clătești ochii, cum se spune, sau cine știe ce iese de acolo, că e o perioadă în care se pot naște și povești de iubire cu pasiune nebună. Da, hai să vedem, dragi pești, e o zi în care mai învățați chestii, mai conștientizați, o relație bună cu un copil, cu persoana iubită undeva spre seară și iarăși. Sau dacă ai vreo afacere, e un moment bun că îți mai vin idei, se mai rezolvă lucruri. 5 de bâte, 6 de cupe. Da, fie o situație de conflict în relația cu un copil, în relația cu persoana iubită, e un conflict vechi aici în inima ta care e de ceva timp, apoi avem pajul de cupe, niște vești bune pe care le primești, cuvinte de laudă, de apreciere. Pajul de cupe vine la pachet cu liniște, cu pace. O zi cu multe emoții. Poți avea legătură cu un copil, dar văd și un scandal sau o tensiune aici. 8 de bâte, multă comunicare, multă pasiune. Dragi pești, vedeți ce faceți, comunicați, ieșiți din casă, că sunt șanse să vă simțiți bine, mai ales cei singuri, cei aflați într-o relație. Este o zi în care veți trăi foarte intens relația respectivă și veți conștientiza anumite lucruri. Da? Chiar puteți să găsiți rezolvări privind această tensiune din relații. Chiar puteți să găsiți. Primiți vești bune legate de zona internetului, legate de grupuri de oameni din care faceți parte, iar unii e posibil să intrați în contact cu o persoană pe care n-ați mai văzut-o de mult timp, da? Și să aveți chiar o zi frumoasă. Și aici poate să fie o prietenă, poate să fie cineva din familie, nu-i neapărat de dragoste. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru ziua de luni. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal. Dacă n-ai făcut-o deja, îți mulțumesc în avans pentru că sunt sigură că o vei face. Îți mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase și de asemenea, dacă dorești analize cu mai multe detalii, te invit cu drag în comunitatea acestui canal să apeși butonul alătură-te și acolo ai toate detaliile, cum anume să devii membru și această calitate de membru îți asigură acces la toate previziunile bonus pentru toate semnele zodiacale, pentru toate citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru anul 2023 și bineînțeles că acel abonament se poate închide oricând, deci nu e ceva pe viață. Vrei mai o lună, numai o lună, e ok. Vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă invit la filmările pentru această săptămână că urmează evenimente destul de ciudate, marcante.
Care, da, ne vor mai trezi așa la realitate. E o săptămână intensă, profundă. Dar, așa cum spuneam, suntem pregătiți pentru luna iunie și dacă n-ai văzut nici acele filmări, te invit să le vizionezi. Sunt gata toate de săptămâna trecută. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi de luni cât mai frumoasă și de o săptămână cu eliberări.